Înființată în anul 1893 prin decret regal, stațiunea de la Pietroasa a fost prima stațiune de cercetare pentru viticultură din țară. Aceasta a fost creată pentru a repopula plantațiile de vie de la dealul mare, distruse de un dăunător. În prezent, specialiștii de la stațiune s-au axat pe retehnologizarea tuturor sectoarelor de producție. În ultimii ani ne-am axat foarte mult să retehnologizăm întreaga unitate și aici vorbim de toate sectoarele. Am reușit să luăm echipamente pentru sectorul viticol, de la pompe, tractoare. Am reușit să dotăm crama cu o nouă linie de vinificație aproape completă, cu echipamente de ultimă generație. Am reușit să modernizăm puțin toate spațiile din incinta stațiunii și vorbim aici și de Pietroasa și de Istița pentru a ne alinia trendului enoturismului care în ultima perioadă a luat amploare și am pregătit totul astfel încât turiștii să poată vedea ceea ce înseamnă o stațiune, ceea ce reprezintă o unitate veche de 128 de ani. Am creat un mediu pentru angajați mult mai plăcut, mult mai atractiv. De asemenea, crama a fost dotată cu o nouă linie de vinificare completă care ajută personalul să obțină vinuri de calitate superioară. Și maturarea vinului se face într-o încăpere modernizată complet. Aici, vinul se odihnește în cele aproape 100 de butoaie din stejar românesc, care stau așezate frumos într-un decor rustic, dar în același timp modern. O sală frumoasă, o combinație între modern și old, să spun așa. Unde suntem aici? Ne aflăm în sala de maturare a vinurilor, în pivnița de la Pietroasa, cum îi mai spunem noi, locul unde vinurile stau în butoaie de stejar, în baricuri, până când sunt pregătite pentru a fi îmbuteliate, pentru a fi comercializate direct sau pentru a ajunge în vinotecă. Toată sala aceasta a fost creonată pentru a putea înmagazina peste 200 de baricuri și sperăm să ajungem la acest număr cât mai rapid, fiindcă vinurile așteaptă sus în vasele de inox pentru a fi aduse la subsol. Fiind foarte încăpătoare, sala este folosită de multe ori pentru prezentări și degustări. De apreciat este faptul că mâna de lucru pentru realizarea celei mai mari părți din această sală a fost asigurată de angajații stațiunii, care atunci când nu erau în vie, lucrau la renovarea spațiului din subsol. Tot ce vedem aici, sau mare parte din ce vedem aici, este făcut de noi, de băieții noștri care sunt și pietrari și sculptori și tâmplari și care vinifică și care merg și în vie. Avem o echipă destul de frumoasă cu care încercăm să facem în funcție de perioada anului în care ne aflăm diverse activități. Când este frig afară și terminăm cu lucrările din vie și de la linia de vinificație, bineînțeles, ne mutăm cu toții și creionăm și amenajăm spațiile pentru turiști, pentru noi, bineînțeles, tot ceea ce trebuie făcut sau întreținut. Și investițiile nu se opresc aici, spune Cornel Baniță, directorul tehnic al stațiunii. Dorim să creionăm încă o linie de vinificație pentru a putea procesa întreaga cantitate de struguri pe care noi îi obținem. Dorim să avem spații de cazare mai multe decât avem în prezent pentru turiști, dorim să facem un restaurant cu terasă, dorim să facem un depozit, dorim să cumpărăm multe alte echipamente care ne lipsesc și dorim să fim prezenți în toate magazinele care pot comercializa vinurile. Deși anii și-au pus amprenta pe vechea clădire îmbrăcată în iederă, tehnologiile moderne întineresc locul unde se face vinul renumit din țară și chiar peste hotare.